În urma ploilor torențiale înregistrate sâmbătă, au fost prejudiciate mai multe culturi agricole din localitățile țării, iar în unele gospodării oamenii au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a pompa apa. În localitățile Donici și Camenca din Orhei, precipitațiile au deteriorat drumul local și au fost înmolite grădinile la aproape 60 de gospodării. Prejudicii au fost înregistrate și în raionul Dondușeni. Au fost smulse și deteriorate sute de foi de ardezi, iar barajele la 4 bazine acvatice au fost avariate. Precipitațiile au afectat aproape 120 de hectare de porumb și semănături. În raionul Sângerei, precipitațiile torențiale au distrus aproape 100 de hectare de semănături, iar prejudiciile urmează fi estimate. Cele mai afectate localități au fost înregistrate în nordul țării, unde salvatorii au intervenit pentru pomparea apei din beciuri și subsoluri, iar comisiile teritoriale excepționale sunt antrenate pentru estimarea prejudiciilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă gestionarii bazinelor acvatice să monitorizeze strict starea digurilor de protecție pentru prevenirea inundațiilor.